Primarul municipiului Roman a spus că următoarea creștere a prețului la apă se va face în această vară, dar că această decizie nu depinde de municipalitate, ci de compania județeană APASERV. E ultima creștere, iulie. E ultima creștere asumată. APASERV este companie județeană sub Consiliul Județean. Ei împreună pot să ia cea mai bună decizie. Să facă o analiză, numai că vedeți dumneavoastră... Cum? De partea președintelui Consiliului Județean. Da, dar trebuie, dar sunt în același timp și un tip cerebral și un tip care trebuie să urmărești foarte atent să nu pui în pericol anumite lucruri. Aceste trei rânduri de scumpiri au fost stabilite cu Comisia Europeană la Bruxelles. Nerespectarea unei clauze ar putea să atragă eliminare sau chiar anumite sancțiuni. Ascultați-mă un pic cât încheie acum. Eu am o gândire a mea care o fac pentru Roman, pe care nu pot să o spun acum, dar pe care o știți. Ei, același lucru s-ar putea face și la județul Neamț. Ni îndeplinim sarcile, ni vedem saci în căruță și pe urmă dicăluț. Adică, pe urmă, fiecare pe drumul lui, ca să nu zic mai mult. Și pe urmă ne putem regla altfel treburile, dar trebuie să vezi ce ai asumat și ai semnat într-un contract. Îți deranjate treburile astea, să nu te coste mai mult ața decât fața. Consiliul Județean ar putea fi singurul organism care să poată determina fixarea unui cost mai mic al apei. Sunt foarte sensibile din punct de vedere a analizei acestui contract ca finanțare, ca dezvoltare, infrastructură și ca și costuri ulterioare. Deci trebuie pus în balanță. Adică din 2014 discutăm altfel, asta. Din 2014 vom putea discuta altfel. Pe de altă parte, declarațiile președintelui Consiliului Județean converg spre ideea că își dorește clarificarea lucrurilor la APASERV, de așa manieră încât în cel mai scurt timp apa să poată fi ieftinită.